Ce parcursul conferințe s-a evit la mine niște gândiri și aș vrea să vă spun dumneavoastră, drept caz în Ucraina, se petrece ziua comemorării victimelor foamei din Ucraina, dar mai multă atenție, 90% se atrage despre foamea din Ucraina din anii 1932-33. Foamea aceasta care s-a organizat în Ucraina în anii trecuți, desigur că n-am știut despre dânsa aici în Bucovina, fiindcă necătând că în anii 32 și 33 în Bucovina aici a fost un an secetos, n-a fost tare mare roadă și așa mai departe, dar fiind că noi am trăit atunci în România noastră, în anii aceia, ajutor am primit, au primit satele și raioanele care au suferit în oricare măsură de secetă. Și vă dau un exemplu. Guvernul României atunci a cumpărat din Ungaria, eu pot să vă spun cifre, câte tone și mai departe, și grâu, fasole și alte, porumb și păină și altele au cumpărat din Ungaria și au adus în satele care, la unde n-a fost roadă, cum a spus domnul Covălciu. Eu subliniez faptul ăsta. Deci, foamea depinde, în primul rând, de conducerea țării. Ei trebuie să prevină, foamea, dar nu să organizeze și să o facă în dauna oamenilor. Deci, e problema care s-a pus aici. Poate să fie oate în Ucraina foamea. Tot depinde aici de conducere și care sunt de vârf, conducere de vârf, a Ucrainei și altei țări, așa s-o pot. Deci, este un lucru al doilea. Necătând că a fost foamete în 32 și 33, uitați, Uniunea Sovietică, în anul 1933, exportează, vă dau o cifră exactă, 1.264.000 tone de cereale, motivând faptul că necesitatea țării și al doilea aspect politic, că a dat ajutor unor țări socialiste din Europa, când aici mureau de foame. Uitați-vă paralela asta. Asta nu s-a vorbit despre asta. Trebuie de până nu erau alte țări socialiste. Da, aduc acum. Mai departe, în ziua de astăzi, după datele Organizației Națiunii Unite, în chestiunile produselor alimentare și gospodăriilor agricole, constatează că date din ianuarie anul 2016, că în lume există astăzi 795 milioane de oameni care suferă de foamete în fiecare zi. Deci, încă o dată, 795 milioane de oameni suferă din diferite aspecte, nu numai că Covălciuc a spus aici, din ce pricin și ce se schimbă climatul a nostru și sunt alte cazuri, dar toți suferă. Încă aceasta, cum spune Organizația Națiunilor Unite, spune așa, că au constatat specialiștii, fiți atenți, că gospodăria agricole din lume astăzi, în stare astăzi să hrănească fără probleme de două ori mai multe populații decât avem astăzi pe globul pământesc. Îi poate să facă. Deci, este o perspectivă pozitivă în viitor. Dacă vom atrage atenție acestui lucru, desigur că aici pământurile trebuie să fie îngrijite și multe lucruri alte. Și ultima vreau să vă spun că luna noiembrie nu numai este luna consacrată memorie și lor care s-au dus la noi fără dinși. Luna noiembrie este și o lună foarte importantă pentru noi, fiindcă noi sărbătorim la 28 noiembrie ziua Bucovinei, ediția 4-a este, așa, dar pe data de 30 noiembrie, din anul 2007, sărbătorim și ziua românilor de pertutindeni. Să nu uitați și asta. De aceea, cum spune, facem totul ca viitorul să fie
mai bun, mai fericit, dar ceea ce s-a trecut în trecut, le spun la tinerie, ca să nu se mai întâmple niciodată în viață. Așa. Domnul președinte n-a vorbit încă. Domnul...